Bună, dragii mei! Astăzi am pregătit o etalare specială pentru luna mai, pentru a vedea care vor fi surprizele lunii mai pe toate planurile, pe cele mai importante planuri ale vieții de zi cu zi. Așadar, vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante. Am pus pe fiecare variantă câte o lumină, câte o lumânare. Alegeți o variantă cu care voi rezonați, prima variantă, a doua sau a treia. Să vedem ce vor dezvălui cărțile de oracol, surprizele, reușitele sau noutățile care pot fi pentru fiecare plan important din viața de zi cu zi pentru luna mai. Și am să încep cu prima variantă. Am să dau la o parte dintre aceste variante și două și am să o păstrez cu una singură, o singură variantă, varianta cu prima lumânare. Prima candelă, să vedem ce dezvăluie oracolul pentru prima variantă, așadar. Să vedem care sunt noutățile care vor veni în luna mai pentru fiecare variantă în parte. Pentru planurile importante, care sunt surprizele, noutățile, reușitele. Wow, interesant! Luna mai vine pentru voi, văd că voi sunteți aici poate unii dintre voi sunteți într-o așteptare romantică. Așteptați poate să vă revedeți, să vă împăcați cu cineva cu care poate ați avut niște discuții, niște neplăceri, niște certuri, niște discuții. Sau atenție că în această lună mai trebuie să faceți o clarificare. Poate sunteți și într-o stare de confuzie voi și din cauza unor bârfe. Aici, în această etalare, văd la voi că pot apărea pe neașteptate niște discuții, niște bârfe sau probleme, un stres legat de câștiguri de bani. Și atunci, această situație poate să vă afecteze și sănătatea sau relația. Că aveți niște griji, unii sunteți, aveți griji legate de câștiguri sau de muncă, poate aveți un stres la muncă. Apare aici așa o situație de grijă, de stres pentru muncă. Veți fi poate și în dificultatea să faceți o alegere, să vă duceți să vă întâlniți cu cineva, să vă găsiți un alt serviciu, să vă mutați cu cineva sau să vă împăcați cu cineva, pentru că aveți de făcut o clarificare și puteți trece din cauza confuziei prin niște discuții cu această persoană, dar care ar putea fi depășite dacă voi sunteți poate mai clari în discuții sau vă alegeți cu grijă anturajul, cuvintele. Trebuie să faceți o clarificare aici. Deci atenție pe anturaj, pentru că văd că sunt niște persoane care vorbesc așa, vrute și nevrute. Nu neapărat că au ceva cu voi sau pur și simplu poate sunt ele mai superficiale. Pot avea legătură cu munca sau cu banii, cu câștigurile. Și de aici pot apărea și discuții în relația de cuplu. Cei care sunteți singuri, parcă nu aveți în această lună mai ori nu aveți încredere, ori pot apărea, nu e că n-ar putea apărea o relație, ar putea apărea o relație cu cineva, dar din cauza, poate chiar pe neașteptate în drumurile voastre, unii chiar la un drum, păreți că veți primi, vei să plecați la un drum undeva și aveți de făcut această alegere, nu sunteți încă decis dacă plecați sau nu plecați. Și atunci, în drumurile voastre, deci e posibil, pentru că vă văd aici, pe voi sunteți într-o stare de romantică, de întâlnire romantică, de dragoste. Dar sunt și câștiguri, vă pot veni în această lună, veți avea câștiguri, poate și datorită familiei, anturajului. Pare că vă vin niște câștiguri, dar vin și niște griji. Grijile sunt legate de muncă. Orică trebuie să vă aveți de ales între două oferte sau să vă schimbați locul de muncă, ori aveți griji că dacă mai rămâneți în locul de muncă sau dacă veți găsi loc de muncă. Aici eu zic că ar trebui să fiți mai optimiști, pentru că de muncă veți găsi, veți culege roadele muncii voastre, pare că veți avea niște rezultate, veți avea niște reușite. Dar, într-adevăr, în luna mai, pentru prima variantă, este bine să fiți prudenți pe anturaj. Trebuie să faceți o clarificare, trebuie să faceți o alegere, poate, sau, mă rog, să vă alegeți mai cu atenție cu cine discutați, ce spuneți, pentru că pot apărea niște certuri sau pot apărea niște persoane false sau persoane superficiale în această lună.
Deci în luna mai se pot apărea astfel de situații care sau apar niște, atenție și pe vreme unii dintre voi când pe unde vă duceți, că pare aici că apare așa și o situație de confuzie sau de ploi, de vreme așa care se strică brusc. Unii vă faceți vise, vise de o casă aici, poate să vă cumpărați, să vindeți, să închiriați. Trebuie și aici făcut o clarificare pentru că unii chiar puteți avea niște câștiguri pentru casă, orică e vorba de o moștenire, orică e vorba de niște câștiguri, beneficii care vin de la închiriat, de la o vânzare sau ceva care va aduce niște beneficii din munca voastră, din ceea ce, sau prin intermediul familiei, rudelor apropiate. Pot apărea vești chiar și de nașterea unui copil sau de un eveniment, ceva. Pot apărea pentru unii dintre voi. Da? Păreți că vă însănătoșiți. Dacă ați avut probleme de sănătate aici, împăreți într-o perioadă bună de sănătate. Dar, într-adevăr, stresul, grijile acestea pentru muncă ar trebui să fiți voi mai siguri pe voi, pentru că puteți avea succes chiar. Deci, succes, beneficii, reușite, dar trebuie să fiți voi mai siguri pe voi. Cu mai multă încredere, cu mai mult entuziasm, cu mai multă gândire pozitivă. Pentru că aici poate unii dintre voi ar trebui, dacă aveți un partener, să fiți atenți la partener, că poate are o problemă și de sănătate. Pentru mulți pot apărea probleme, stresul să vină și din cauza sănătății unui partener. Ar trebui să fiți mai prudenți, poate să aveți grijă de partener. Sau poate să fie vorba că din cauza stresului, am zis, poate că vă supărați cu partenerul, vă certați acasă pentru că aveți stres, sau el, poate să fie chiar și el, să aibă un stres legat de câștiguri de bani de muncă și să aveți acasă discuții și ar trebui să fiți poate voi mai blânzi, mai blânde, mai înțelegători, mai înțelegătoare. Că sunteți așa într-o situație, am zis, și de confuzie care pot veni și din cauza veștilor, discuțiilor care le aveți cu anturajul. Că de aceea am zis că poate este bine să vă alegeți cu mai multă grijă anturajul. Pentru că este o lună în care văd că câștigurile primează mai mult munca, câștigurile, cu toate că voi sunteți într-o situație de romantism. Poate pentru voi data de 20 va juca un rol important în luna aceasta. 10 le poate juca, 10, 12 pot juca un rol important pentru voi. Iar pe stres poate juca un rol important data de 23, 8, 6, da? Aici par zile în care pe 14 fiți mai atenți la niște 11-14 fiți mai atenți poate pe înșelătorii, pe persoane false. Dar în rest pare că lucrurile sunt pozitive pentru voi. Da? Deci între 19-20 o perioadă mai de romantism. Aici poate veți avea niște întâlniri romantice. Unii poate chiar la locul de muncă. Dar acolo poate apărea și un stres, o grijă, poate o invidie. Cineva care vă roade, cineva care vă stresează, cineva care... Sau poate apare o hărțuială aici, depinde și de la caz la caz. Dar în general, am zis, pe câștiguri pare o lună foarte bună pentru voi, pe câștiguri. Cam asta e ce văd pentru prima variantă, așadar noutățile care apar pentru fiecare variantă, pentru fiecare plan important. Și haideți să vedem și la a doua variantă, varianta cu a doua lunare. Vedem la voi ce apare pentru luna mai, cum vor fi planurile importante, ce noutăți și vești pot apărea și la voi. În această lună, wow, la voi chiar foarte frumos, deci la voi dragostea, deci la voi la a doua variantă, dragostea e pe primul plan, să știți aici, aveți satisfacții, vești, poate chiar căsătorie sau întâlnire de destin, o nouă dragoste, poate apărea mai multă sănătate, vă însănătoșiți. Unii dintre voi poate că aveți o relație cu cineva chiar de la locul de muncă. Alții poate că vă căsătoriți, pare aici așa, vești de căsătorie, propuneri în căsătorie sau noi cunoștințe, drumuri chiar. Dragoste, deci apare pe neașteptate pentru voi, pentru unii o dragoste sau pentru alții dragostea pe care o aveți vă aduce multe împliniri, apar multe vești, voi așteptați niște vești, niște scrisori, niște contracte, ele vin, că vă văd și soarele aici aproape, unii chiar vă cumpărați casă, vă mutați în casă nouă sau flindeți, faceți ceva la casă, studii, văd că și studiați, vă împliniți un vis, că v-au apărut și stelele aici. Deci ce să spun pentru voi aici? Vă văd, orică se mărește familia, orică vă căsătoriți, orică veți avea o vacanță cu familia, cu prietenii, vă duceți la mare, la munte, nu știu, vă duceți, vă cumpărați, nu, vă înnoiți, vă faceți ceva la casă, vă construiți, vă cumpărați.
Deci este o lună extraordinar de frumoasă mai pentru voi la a doua variantă. Bucurați-vă! Și din punctul de vedere al sănătății, un bărbat joacă un rol important. Pentru unii poate să fie un bărbat cu care vă împăcați, pentru alții poate să apară un nou bărbat. Iar cel care sunteți deja într-o relație, această relație este foarte frumoasă, foarte armonioasă. Voi bazați-vă și pe intuiția voastră, veți avea niște revelații, niște vise, întâlniri de destin. Deci puteți ajunge într-un succes în această lună mai și cu studiile, poate luați examene sau sunteți promovați la servici sau care aveți în vacanțe, că pentru unii vă văd aici cu vacanță, vă văd cu stabilitate sau vă văd cu contracte, cu noi contracte de muncă, noi reușite, da? Deci noi proiecte care se împlinesc, vise împlinite. Sănătate multă, da? Deci aveți, parcă unii dintre voi că vă faceți casă în două părți, aveți casă și într-o parte sunteți poate dintr-o țară în alta, faceți drumuri sau veți avea două case, da, două, sau casă de vacanță și casă. În orice caz, vă văd aici cu noi cunoștințe, dar și cu succes, cu vești multe, contracte, stabilitate, de cadouri, dragoste împlinită, pentru că mi-apare aici această carte foarte frumoasă și acest bărbat romantic. Și această tânără, fie că sunteți bărbat, fie că sunteți femeie, fiecare veți avea o pereche, veți cunoaște pe cineva și dacă sunteți singuri, veți cunoaște pe cineva. Și pe internet unii dintre voi puteți face o relație chiar, văd că vă apare aici pentru unii chiar, sau corespondați de la distanță, da? Deci discutați de la distanță, comunicați și de la distanță, dar apareți și cu întâlniri, cu revederi, cu împăcări, cu cereri în căsătorie sau chiar evenimente de căsătorie, da? Sau rămâneți însărcinată, dați naștere unui copil, aveți botez, aveți căsătorie. Deci aici pare că evenimente la care vă duceți sau la care sunteți voi protagoniști. Deci o lună foarte frumoasă, foarte, foarte frumoasă. Deci pare toată luna pentru voi așa, sub semnul soarelui, al căldurii, al sentimentelor împărtășite, al emoțiilor pozitive, al viselor împlinite. Cam asta este ce pot să spun. Voi aici aveți numerele 27, pare că are 28, sunt vești, noutăți, 1, 4, 24, pe 31, iarăși vești pe 4, vești foarte, foarte bune, foarte frumoase, care vin către voi. Și haideți să vedem și la a doua variantă ce se întâmplă, a treia variantă, varianta cu treia lumânare, cu lumânarea această candela a treia. Să vedem la voi. Wow! Interesant, foarte interesant. Voi aici poate sunteți ori într-o relație de trio, ori apare poate și o trădare aici la unii dintre voi, aici poate să apară și o trădare în această lună mai. Apar nostalgii după cineva din trecut. Faceți, deci pare că unii dintre voi, poate aveți la muncă, unii dintre voi, tentația să cunoașteți, să aveți o relație cu cineva de la muncă sau partenerul, partenera poate avea o relație cu cineva, poate de la muncă sau din afara casei, în orice caz, pentru că mi-apare o trădare. Între voi și partener poate apărea o trădare, poate apărea o altă femeie, poate apărea altcineva, dar apare și împăcare. Păstrați-vă credința, fidelitatea, că s-ar putea să fie vorba nu neapărat de o trădare, ci de o gelozie. Cineva să încerce cumva să vă ispitească sau să vă facă geloși, geloase, fără să aibă ceva cu partenerul sau partenera voastră. Poate să fie așa, și o astfel de situație. Că eu vă văd totuși aici pe voi, că poate depinde, mai ales ca femeie, dar și ca bărbat, depinde foarte mult de voi. Foarte mult pentru că văd aici împăcarea, florile, prietenia și fidelitatea, acest cățel credincios, da? Acest câine credincios. Pare că există. Trebuie să aveți mai multă credință în aceasta. Vi se pune, în această lună vi se va pune la încercare credința, fidelitatea, să zic așa, stabilitatea emoțiilor, puterea dragostei va juca un rol important. Dar sunt și niște intrigi, deci trebuie să fiți prudenți pe anturaj, pe persoane geloase, invidioase, pentru că e posibil să încerce să vă strice o relație cu cei care aveți o relație. Iar cei care sunteți singuri, așteptați-vă să cunoașteți pe cineva cu care chiar să faceți o relație. Fie vă vedeți cu cineva din trecut, pe care nu l-ați mai văzut de mult și vă împăcați, cineva care v-a rămas credincios, iubit, fidel, a rămas constant în sentimentele sale, fie veți cunoaște pe altcineva,
Și va fi poate cineva care va ține, o persoană mai matură în gândire, nu neapărat ca vârstă, cât poate să fie matură în gândire, sau ca o persoană care are o credință foarte credincioasă, o persoană fidelă. Văd aici că apar noutăți în dragoste, așadar, pentru voi, dar totuși pe bani sau pe muncă, fiți prudenți, că aici poate apărea ori o intrigă, ori o trădare, ori o înșelătorie, ceva, să nu fiți păcăliți cu niște bani. Aici amăgiți cu ceva sau apar niște intrigi, cineva care încearcă să riscă cu ceva aici, pentru unele dintre voi, îmi pare o astfel de situație. Pentru unii dintre voi, poate chiar vă gândiți să vă faceți o familie, să vă mutați cu familia, să faceți afară cer cu familia, apar copii, apar vești noutăți legate de copii sau vă veți ocupa mai mult de creșterea copilor, îngrijirea copiilor, dar vă gândiți să stați mai mult cu copii sau să aveți copii. Văd aici pentru unii dintre voi, sau vor juca un rol important în această lună mai, copii, situațiile noi, relațiile noi, dar și credința. Credința, prietenii, faceți prieteni și apare într-adevăr, poate chiar o barză, o sarcină sau un copil care apare, sau apare o mutare. Vă decideți să vă mutați. Vă mutați la părinți sau vă mutați în altă parte, să plecați, să emigrați, poate să plecați într-o altă țară, să faceți, apar noutăți, fie că sunt legate de muncă, fie că sunt legate pentru o relație, pentru copii sau pentru un nou partener care apare. Deci apar pentru voi, unii faceți poate chiar o călătorie legată de credință, vă duceți undeva. Deci apar așa, deci e o lună totuși cu niște probe în care voi va trebui să vă păstrați încrederea în divinitate, să vă puneți fidelitatea, că veți fi poate tentați să înșelați, să trădați, să mințiți, aveți aici, pentru că ești aici cel șarpe între bărbați și femeie, deci va mușca șarpele geloziei sau al invidiei într-un fel, care poate avea legătură și cu un trio, pentru unii puteți fi într-o relație de trio. Dar chiar dacă sunteți într-o relație de trio, apare și pentru voi o altă relație. Poate apărea cu cineva din trecutul vostru, am spus, sau apare o nouă relație. Iar pentru cele care sunteți despărțite, foarte posibil să apară împăcarea. Da? Deci apare împăcarea. Pentru că credința pare că vă va ajuta. Și familia, văd că joacă copiii, familia vor juca un rol important, dar într-adevăr e nevoie ca voi să fiți mai prudente pe relații, mai înțelepți, mai înțelepți, mai moderați, să nu dați crezare oricui la orice propunere sau la orice vorbă și să vă abțineți să fiți geloși, să faceți crize de gelozie, pentru ca să, deci nu exagerați, poate este nevoie să nu exagerați, veți avea și niște vise, fiți atenți ce visați, că unii dintre voi puteți avea câștiguri sau inspirație din visele voastre, vă vin în visele voastre niște mesaje interesante, importante. Pot apărea, pentru unele dintre voi am zis, aveți nostalgie, nostalgie să vă împăcați cu cineva din trecut. Și e posibil pentru că văd că un bărbat va juca un rol important pentru voi ca femei, va juca un rol important un bărbat, care pare că e o persoană foarte pasională, o persoană care se gândește la voi. Poate cineva din de aceea am zis că pentru unele poate apărea chiar împăcarea pentru cele care v-ați despărțit, sau unele dintre voi vă veți îndrăgosti sau sunteți deja îndrăgostite și în această lună pare că e o relație care poate duce chiar la căsătorie, la o sarcină, la o naștere. Da, deci pare aici că poate să apară și gelozie între voi, dar până la urmă lucrurile prin puterea dragostei, a credinței și a fidelității parcă vor rămâneți într-o relație stabilă sau poate va conta și un copil pentru unul dintre voi, că va rămâneți însărcinate sau că aveți copii. Deci pare așa situație. Da, deci cam asta este ce văd și la a treia variantă. Deci o lună interesantă, foarte, foarte interesantă, în care dragostea aici va fi pe primul plan, dar și gelozie. Apar niște intrigi aici, poate din cauza unor gelozii, a unor persoane care sunt. Pot să fie și cineva care are ori de oache, ori are mai fumble și cu niște ritualuri, cu niște cu magie face. Dar prin credință voi vă alungați aceste situații, dar pe bani, pe bani ar trebui totuși să fiți prudenți, că aici puteți fi atrași într-o înșelătorie, ceva, deci fiți totuși prudenți pe câștiguri, că aveți noroc, aveți câștiguri, bazați-vă pe intuiția voastră, că veți descoperi cine încearcă sau de ce încearcă să vă trădeze sau ce înșelătorie poate apărea. Da, la serviciu aici am zis, pentru unele dintre voi apar propuneri noi de servici, poate
să lucrați cu copii sau ceva creativ, în orice caz, veți găsi soluții, vă vin idei. Puteți face chiar niște acte, unele dintre voi faceți niște acte, niște de rezidență sau de un nou contract, ceva, apar noutăți în acest sens. Văd că la voi 7 e o cifră care trebuie să fiți mai prudenți pe data de 7, pe data de 12, pe data de 17, 13, 17 apar noutăți. 9 e o zi bună, văd, pentru voi, 28, 29, dar 29, atenție, că aici poate apărea trădarea, sau mai aflați de încă cineva. 30 pare împăcare, prietenie, cineva vă sprijină. Aici, pentru unii, poate chiar în drumurile voastre, orică pe la credință, prin credință voi veți primi sprijin. Prin rugăciunile voastre sau prin la un preot la care vă duceți, veți fi, unii poate aveți un botez, poate și acest lucru. Și la această sărbătoare, la acest botez, lucrurile pot să se îmbunătățească, se curăță din energie. Dar pe data 12, iară, fiți atenți pe 12, că pare o confuzie aici, să fiți mai atenți, să fiți mai înțelepți. Pe 18 apare o prietenie sau cineva vă va demonstra prietenia. Da? Deci vă puteți împăca, vă puteți revedea, puteți avea o relație, face o relație sau să se îmbunătățească o relație, puteți primi daruri, cadouri. Cam asta e ce văd și pentru a treia variantă, așadar pentru luna mai, noutățile care pot apărea în luna mai pe planurile importante. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că vă vor fi de folos și că luna mai va fi pentru toată lumea excelentă din toate punctele de vedere. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi prezent să vizionați canalul meu de YouTube, Crista Rot. Vă doresc sărbători fericite, în primul rând, multă, multă sănătate, împlinirea dorințelor și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!